Salutare și bine ați venit la un nou clip. În acest clip vom face ghiveci. Ghiveci. Pentru asta avem nevoie de... Eu am curățat 3 cepe mari și le-am tăiat solzișori. Da. Am spălat bine și am curățat 3 ardei galbeni și un ardei capie roșu și am tăiat. Am copt 3 vinete și le-am tocat bine și aici avem 2 roșii. Și o să mai trebuiască 2 ouă. Și între timp... O să punem... Ce o să punem? Păi ceapa. Am pus foarte puțin ulei. Punem ceapa la călit. Bun. Așteptăm să călească ceapa. Da. Puneți într-un vas mare ca să puteți învărți bine, bine. După ce am călit ceapa, am adăugat ardei. Îi lăsăm și pe aceștia să se facă și continuăm. Ca să mai punem ulei în mâncare, ca să fie gritos uleios, am adăugat foarte puțină apă și le-am lăsat să fiarbă puțin. Între timp am curățat roșiile, le-am decoșit și le-am tăiat cubulețe. Bun. Adică cubulețe. Le-am tăiat fâșii și jumate. Și asta ce e făcută? Păi o să tai și pe ea. Ai părgălit-o? Nu, am curățat-o, dragă, de piele. Puteți puneți cu piele. Fiecare cum dorește. Picou. Acum am adăugat și roșiile. Le lăsăm și pe ele să se facă. Trebuie amestecat din când în când. După care continuăm. Acum vom adăuga vinetele. Și... Da. Mai lăsăm 5 minute după ce o duc. Bine, e opțional. Cine dorește poate să pun ou sau nu. Mie așa îmi făcea mama, așa îmi place. Spăgeam aici un ou. Și încă și era delicios. Și lăsați până se coagulează bine, bine, bine ou. Și încă este gata totul. Dragii mei, ghiveciul nostru este gata. Cam așa arată. Eu vă doresc poftă bună. Sper să încercați și voi această rețetă. Iar până data viitoare, al vostru Ilie vă dorește numai bine. Multă, multă sănătate. La revedere și poftă bună.